Suporterii universității au putut să-și urmărească din tribune favoriții după mai bine de un an. Aceștia au fost prezenți în număr de 2000 la ultima etapă din acest sezon. Înainte de partida cu Academica Clinceni, ei erau nerăbdători să vină la stadion. Senzație extraordinară, emoții, speranță. Am venit cu băiețelul care e la Universitatea Craiova la juniori și așteptăm să vedem un spectacol. Mai întâi emoțiile o să le aibă jucătorii cu atâția spectatori în teren, în tribune. Și la noi o să fie foarte multe emoții. Stadionul ne-a lipsit cel mai mult, fotbalul. E cea mai frumoasă atmosferă. Deci nu există alt stadion și altă atmosferă mai frumoasă decât aici. Abonament, am și rapelul, am totul decât să intru la stadion. Cu mintea în vacanță, după ce și-au judecat Cupa României sâmbăta trecută, oltenii au forțat rareori în partida cu Academica, la care au asistat și 2000 de spectatori. În aceste condiții, cele mai mari ocazii le-au aparținut oaspeților, trupa lui Ilie Poenaru, continuând să impresioneze și la ultima apariție din acest play-off. S-a terminat 0-0 și CS Universitatea termină pe locul 3 în Liga 1 la fotbal. Cel mai emoționant moment al partidei s-a petrecut în minutul 88, atunci când Atanas Strică, nepotul marelui Ilie Balaci și fiul lui Eugen Strică, a debutat în echipa albaștrilor la aproape 17 ani. Cu numărul 88 și numele Ati pe tricou, acesta a fost aplaudat la scenă deschisă de publicul de pe noul Ion Oblemenco. Așteptam de foarte mult timp acest moment, de asta am și venit la Universitatea Craiova ca să debutez, să joc mai multe minute, asta vreau pe viitor, să joc mai multe minute. În momentul în care se pregătea să intre în teren, sinceră să fiu, derulam toate imaginile cu el de când l-am dus la fotbal, îl duceam la meciul și juca 5 plus 1, 7 plus 1, 8 plus 1, 11 la 11 și mi se derulau așa toate în cap, foarte fericită, dar ăsta e abia începutul. În schimb, ceilalți jucători ai Craiovei au fost fluierați pe durata partidei. Reveniți pe stadion după mai bine de un an de așteptare, fanii au fost dezamăgiți de jocul prestat de favoriți în disputa cu Academica Clinceni, ultima din acest play-off. Am îndeplinit un obiectiv, acela de a câștiga Cupa României. Am avut obiectiv și să câștigăm campionatul sau participarea într-o cupă europeană, să accedem, să ne situăm pe un loc care să accedem în cupele europene. S-a realizat și asta. CS Universitatea a ratat obiectivul din acest sezon, câștigarea campionatului, dar oltenii au luat cupa.